cultivăm rapița de 4 ani de zile, conlucrăm cu Bayer la fel de 4 ani de zile. De 4 ani de zile lucrăm cu sortul de la de calb Exception și Imaret, care o cultivăm pe o suprafață la 90%. Probleme nu am avut, colaborăm cu băieții la Bayer și respectiv tratamentele le facem la timpul care este nevoie urgente de făcut. Am aplicat pe parcurs fungicidul Tilmor în două faze. Ultimul tratament s-a făcut cu propuls. Este o cultură foarte interesantă și toate tratamentele trebuie făcute la timp. Am ales hibrizi de calb deoarece sunt rezistenți la scuturare și au o productivitate mai mare. Urmează recoltarea să o facem în 3-4 zile. Așteptăm la o recoltă foarte bună. Suntem la recoltarea hibridului DK Exception la gospodăria Vasea Alex de la Vilicenii Vechi Sângereri. Îi mulțumim gazdei pentru colaborare. Aici avem hibridul DK Exception. Ne așteptăm la o recoltă foarte bună datorită tehnologiei aplicate. De această cale îi mulțumim lui domnul Dumitru pentru alegerea făcută și încrederea în hibrizii companiei noastre. În campania dată mai avem hibridul DK Imaret, care este un hibrid Clearfield. Ca de obicei, anul acesta compania Bayer vine cu o noutate, cu tratamentul sămânței de rapițe, Scenic Gold, care va asigura protecția planturilor de rapiță, început cu răsările culturii, de așa boli ca fomoza, boală care se începe dezvolta din toamnă, și astfel vom obține culturi sănătoase la intrarea în iarnă.